Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă. Stimați ascultători, invitatul nostru de astăzi este Jeff Frederick din Statele Unite, tradus de Claudiu Ignuța. Discutăm despre întoarcerea lui Jeff la Domnul, dar în special în partea următoare a emisiunii noastre vom discuta despre implicarea lui în evangelizarea mexicanilor în Mexic. Știți ce înseamnă Mexicul, droguri și etc. Discutăm despre toate acestea. Mai întâi, Jeff, bine ai venit la Vies Transformate. Thank you. It's good to be here. Aș vrea să încep cu sfârșitul. Spune-ne puțin cum te-a afectat pe tine lucrarea ta de evangelizare în Mexic. Ce anume s-a schimbat în viața ta? În principal în locul în care am lucrat și am slujit cu Evanghelia este o zonă foarte afectată de uh, chestiunile de vrăjitorie, ocultism uh, și tot ce are de a face cu duhurile. In, I believe in places where you see a lot of drugs, uh, you also see a lot of the occult. You see a lot of witchcraft. It kind of works together. Ce am observat eu este că în locurile în care sunt droguri și sunt implicate drogurile, este implicat și mult ocultism și vrăjitoria.

And uh, it seems, uh, from what I've seen of the ministry that's been there for the last number of years, they've been able to bring the light of the gospel into this dark place, and darkness begins to move back and move away from this area. în cei 12 ani de lucrare, în momentul în care lumina a intrat și a afectat viețile celor care erau în întuneric, viețile au început să fie transformate. Vorbim despre aceste lucruri, acum aș vrea să te întreb cum s-a transformat viața ta. Well, uh, my life was transformed a number of years ago. Uh, in the beginning, when I became a Christian, I was uh, serving as a, uh, as a person in the military with the United States Army in uh, Europe. Uh, prima oară uh, viața mea a fost schimbată în urmă cu mai mulți ani și în, în timpul acela s, uh, serviam ca și uh, soldat în Armata Statelor Unite în Europa. În uh, vremea aceea nu-L cunoșteam pe Domnul Isus. aveam 23 de ani. În ce familie ai crescut? Well, we were we weren't raised in church, but we knew about the church. We were we walked a long way from the church, but uh we were aware of the church at that time. Uh, vreau să spun că nu am crescut într-o familie care să ne ducă la biserică, să creștem în biserică, dar eram conștienți de biserică pentru că uh, singurul lucru care era faptul că umblam departe de biserică, dar știam ce înseamnă biserică. You, know, America is a little bit like we live in America, so everybody's a Christian, you know? America poate asemănător cu România este și faptul că oamenii spun trăim în America, deci suntem creștini. And we all know that isn't true. Și noi cu toții știm că asta nu e adevărul. Every one of us has to personally make a decision. Pentru a fi creștin trebuie să luăm personal o decizie personală de a urma pe Isus Hristos. We always have a saying that god has no grandchildren Noi avem o vorbă Dumnezeu nu are niciodată nepoți God only has children Dumnezeu are doar copii And so every one of us have to come to Jesus Așa că fiecare dintre noi trebuie să venim la Isus And I came to Jesus at 23 while I was serving as a soldier in Germany Eu am venit la Domnul Isus la vârsta de 23 de ani în timp ce slujeam în armata statelor unite totally transformed my life. Și mi-a transformat total viața. Experiența. And armata s a transformat viața înspre Isus? Uh, it probably had something to do with it. Probabil a avut de a face. it did it did a lot of good in in helping me to see what my life was like. M-a ajutat să văd cum era viața mea și cât de stricată era. And how much I needed a savior. Și cât de mult aveam nevoie de mântuitor. Ce era stricat în viața ta? Well, I was involved in a lot of drugs and alcohol. implicat în multe uh, droguri, alcool. And basically after so many years of this, I was tired of living that way. Te -te și probabil după mulți ani de trăit în felul acesta, m-am săturat să trăiesc viața. Te gândești să îți schivi viața? Yes, I did. Da. I was in fact the night I became a Christian, I was going up to to a place to take my life. De fapt, în noaptea în care l-am întâlnit pe Domnul Isus Hristos, pornisem hotărât să mă duc să mă sinucid. And Și dacă n-ar fi fost Dumnezeu să intervină în mod real în viața mea. I I Știu că n-aș fi în viață și aici. De ce, ai ajuns, de ce ai ajuns în acel punct? Dacă aveai droguri, alcool, relații, tot ce vrei. Well, I feel like these things don't fulfill us. Eu simt și am simțit că aceste lucruri nu mă împlinesc. I think doing these things are symptoms of a deeper problem. Eu cred că uh, aceste acte, fapte ale mele erau semnele unei probleme mai, probleme mai grave. There's a scripture that says there's a way that seems right to a man. Există un verset din scriptură care spune există o cale care pare bună omului. But the end thereof is death dar duce la pierzare. Jeff, aș vrea să facem acum o paranteză și aș vrea să te rog să te adresezi personal uh, uh, ascultătorilor noștri care poate sunt bântuiți de aceste idei, de a-și găsi împlinirea în uh, droguri, în alcool, în uh, relații păcătoase, în orice îi duce de parte de Domnul. Să le adresezi personal un cuvânt. Eu cred, dragi ascultători, că noi am fost creați să căutăm adevărul. For example, we like for people to be honest with us and truthful with us. Noi vrem ca oamenii să fie sinceri cu noi, să ne spună adevărul. And I feel like down in the heart of every man and woman, boy and girl, that there's a desire to know the truth. Și eu cred că în inima fiecărui bărbat, femeie, tânăr sau tânără și chiar și copii, este o dorință după a cunoaște adevărul. Noi vrem pace, vrem bucurie, vrem o viață plină de pace și de scop. But at the same time, because of sin, which the Bible explains to us, uh, is in par, is in every man's life. Dar cred că păcatul care ne copleșește și care este în fiecare dintre noi pune stăpânire pe noi. Ajungem într un loc în care niciodată n-am fi vrut să ajungem. Chiar dacă încercăm droguri și alcool și să avem toate relațiile care ni le dorim, Trying to escape from the reality around us. Să încercăm în felul ăsta să scăpăm de realitatea din jurul nostru. We become discouraged to the point where we don't believe there is such a thing as truth. Să știți că vom deveni să uh, sătui de lucrurile astea și nu le nu vom mai simți că ne împlinesc. I believe a lot of us live in a place where we don't even care for ourselves. We don't even like ourselves anymore. Cred că sunt unii dintre noi, dragi ascultători, care nici nu ne mai iubim și nu, nici nu ne mai place cum arătăm, cum suntem.

Chiar dacă nu am știut ce înseamnă pocăința și întoarcerea la Iisus, uh, am ajuns la acel moment în viața mea I realized I needed a change in my life. când mi-am mi -am dat seama că am nevoie de o schimbare. The Bible calls this a transformation. Biblia numește lucrul acesta transformare. I don't have the power to transform my life. Eu n-am avut puterea să-mi transform singur viața, să mă schimb. And, and in, in, when I got to that place in my life where I was just ready to die. Când am ajuns în momentul în care eram gata să mor, uh, să mă sinucid. Uh, God spoke to my heart. Dumnezeu mi-a vorbit în inimile mele. Cum cum a vorbit Dumnezeu în inimile mele? Well, it was I was walking away from a party and I told the people that I was going to die. Am fost la o petrecere toată noaptea, m-am ridicat și am spus prietenilor mei, mă duc să-mi iau viața. De la petrecere? I was at a party. Eram la o petrecere. Trebuia să fi fericit acolo. Well, I was for a moment. Pentru un moment am fost fericit. And then suddenly I looked around the room and realized how hopelessly lost seems like all of us were. Dar dintr-o dată am simțit că uitându-mă în jurul meu eram fără speranță și eu și cei din jurul meu. It came to me that we needed all these drugs and alcohol to try to find life. Mi-a venit gândul acesta, noi căutăm cu droguri și cu alcool să ne împlinim viața. And it so to me. Dar totul nu este decât foarte descurajator. Și pur și simplu m-am ridicat de pe canapea și le-am spus prietenilor mei, eu plec. M-au întrebat, unde te duci? Și le-am spus, vreau să mă duc, că vreau să mor. None of my friends wanted to go with me. Se pare că niciunul din prietenii mei n-au <laughs> vrut să meargă cu mine. Nu te-au luat în serios? I think they did. Eu cred că m-au luat în serios. Because they looked at me very seriously. Pentru că s-au uitat la mine foarte serios. But as I left, none of them followed me. Dar din păcate, niciunul dintre ei nu a venit după mine să mă oprească. Erau prea drogați, prea beți. Maybe, I don't know. Poate, nu știu. I didn't look back nu m-am uitat o clipă în urmă. Și în timp ce mergeam spre locul în care locuiam, care e la o distanță destul de mare, probabil 4 km de mers pe jos. I was walking un blam pe stradă. And I was feeling this despair and this hopelessness, hopelessness all in my life. Și simțeam disperarea vieții mele, simțeam că n-am niciun scop, n-am nicio speranță. Era noapte și afară și în sufletul tău? Uh yes, very dark. Foarte întuneric, foarte and noapte. And actually I felt a peace. Dar de fapt la un moment dat am simțit și o pace. I felt some kind of a unusual peace about dying. Un fel de pace neobișnuită cu privire la moarte. It was almost as if I was settled on just dying. Uh, era ca și cum mă pregătea de moarte. I was okay with dying. Nu aveam nicio problemă. Because I felt like I had nothing else to live for simțeam că nu mai am pentru ce să trăiesc, așa că e normal să mor. Nu voiam să mai trăiesc niciun moment în felul în care am trăit până atunci. Nu mă gândeam deloc la Dumnezeu, la Isus sau la vreo biserică sau religie. I was just leaving le cam și simplu. And as I got to the top of a hill, ajuns în capătul dealului, I saw a number of about three men walking across the street. Am văzut trei bărbați, trei tineri trecând strada. One of them had a, a black book in his hands. Unul dintre ei avea o carte neagră în mână. And suddenly, I, and suddenly I thought that must be a Bible. Și, și, și dintr-o dată un gând mi-a venit, cred că asta e Biblia. I don't know why I thought that. Nu știu de ce mi-a venit gândul ăsta. I hadn't seen a Bible in years. N-am văzut o Biblie ani de zile. But it made me think of a Bible. Dar m-a făcut să mă gândesc că la o And then suddenly I began to hear these words inside my head, inside my heart. Dintr-o dată am auzit cuvintele astea în, în inima mea, adânc în mintea mea. If any man comes to me, I will never cast him out. nu-l voi izgoni afară. And it kept going over in my head. Și din nou și din nou sunau cuvintele astea în minte. If any man comes to me, dacă vine cineva la mine, nu o să-l the afară. Și m-am uitat spre cer. Și mi-am stelele pe care le-am văzut. Și am spus, Dumnezeule, dacă există, încerci cumva să-mi vorbești. Vrei să-mi spui ceva? Nu știam că aceste cuvinte sunt în Biblie și sunt cuvintele lui Isus. Și dintr-o dată am luat cea mai bună decizie din viața mea. Am fugit spre acei soldați. They took off running. Și ei au început să fugă, văzându-mă. <laughs> Credeau că o să-i bat. But I... Cried out to them. I said, Don't run. I said, If you know Jesus, I need some help. I think God's trying to talk to me. I think Jesus is trying to speak to me. Can you help me? And the rest of it is how God brought me and transformed me. Restul întâmplării este modul în care Dumnezeu m-a transformat. Aș vrea să uh, rămânem puțin aici la această imagine de oameni care aleargă după mesajul lui Dumnezeu, după evanghelie și uh, într-un sens figurativ biserica fuge de ei. That's a good thought. E un gând interesant, un gând I, bun. I, I never thought of that. Niciodată nu m-am gândit la asta. Because you know, sometimes as church people Problema este că de multe ori biserica nu știe ce să facă cu oameni, cu tineri ca uh, m-am fost eu în momentul în care l-am cunoscut pe Dumnezeu. You know, Maybe they're still drinking and smoking and living with somebody, and as church people, we don't know what to do with people like this. I think sometimes, as church people, we have a difficult time of knowing how to love people who are sinful. Eu cred că noi ca biserică de multe ori nu știm cum să iubim pe cei păcătoși. Without feeling that we are partakers of their sin. Fără ca să ne simțim că suntem parte la păcatul lor. We can we can love people who are sinful. Putem să iubim pe cei păcătoși. Without their sin rubbing off on us. Fără ca păcatul lor să se atingă de noi și să ne murdărească. We're not trying to encourage them to keep sinning by loving them prin a iubi nu încercăm să îi, în, să îi îndepărtăm sau să îi facem să nu-L cunoască pe Dumnezeu? I think sometimes like Uneori le spunem celor care vin la biserică nu mai faceți asta, nu mai faceți asta dar noi o spunem mai mult pentru noi decât pentru ei. So we can feel more comfortable being around them. Ca să ne simțim mai bine că atunci când ei vor fi fără acele păcate ne simțim noi mai bine noi parcă nu avem încredere că același Duh Sfânt care ne-a transformat pe noi and worked in our lives și a lucrat în viețile noastre is able to work in their lives. poate să lucreze și în viețile lor. We have a saying in the United States. Avem o zicală în Statele Unite: Știți, Dumnezeu ne cheamă doar ca să prindem peștii. El îi va curăța. Amen. Amin? mi amintesc o imagine, uh, o ilustrație când un uh, hipiot a intrat într-o biserică, era în picioarele goale, murdar și mergea înaintea spre uh, partea din fața bisericii și cei din biserică au spus, scoateți-l afară, ne murdărește covorul, scoateți-l afară. Și slujitorul bisericii a spus, nu, 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 scoateți covorul afară. Yes, very good. That's a good illustration. Foarte bună ilustrația. And you know, as far as the work in Mexico, if you don't mind, I turn to it right now. Uh, și că despre lucrarea din Mexic, dacă nu vă deranjează, vreau să vorbesc puțin despre ea. The way we were able to reach people in Mexico. Modul în care am putut să ajungem la inimile oamenilor din Mexic. Actually, I say we, I had very little part in this. Spun de fapt eu, dar eu n-am avut o parte impresionantă în această lucrare. I just I just go down two times a year and encourage the leaders and eu mă duc doar de două ori pe an și încurajez pe lideri. Just try to be one part in a larger picture. Încerc să fiu o parte micuță dintr-o imagine mai mare. But the people there. Oamenii de acolo, Oamenii care sunt creștini. reach out to Ei au început să întindă mâna și să i caute pe acei păcătoși pierduți. Dacă au văzut un alcoolic pe stradă. În loc să treacă pe lângă el. They would pick him up Îl ridicau și încercau să l-ajute. They would try to help Încercau să ajute familia The last time I was in Mexico. Ultima ora când am fost în Mexic. I have a picture of me and the missionary that was there for 17 years. Am o poză cu mine și cu misionarul care era acolo și a stat 17 ani în Țara We have our arms around two alcoholic men. Și avem mâinile puse în jurul a doi alcolici. I shouldn't say alcoholic men, they used to be alcoholic. Nu ar trebui să spun alcolici ci foști alcolici. Because someone cared care datorită faptului că cineva le-a păsat de ei, the was able to reach Evanghelia le atins inimile. The light of the gospel of Christ. Lumina Evangheliei lui Hristos. Shined in their hearts. A strălucit în inimile lor. And they changed. They were transformed. Și au fost transformați, schimbați. By the love of Jesus. De dragostea lui Isus. This is why I believe the Bible says that Jesus went to the poor. De aceea eu cred că Domnul Isus Hristos ne spune Biblia că s-a dus la cei săraci. You know, if a man's rich, he feels like he has need of nothing. Un om care e bogat nu simte că are nevoie de nimic. Now, that doesn't mean a rich Asta nu înseamnă că un bogat nu poate să devină creștin. Problema este că uneori săracii simt mai mare nevoia de a fi de a-l cunoaște pe Dumnezeu și de a fi mântuit. Sometimes Uneori bogatul are un timp mai lung în care să fie cercetat, să vadă care o nevoie because I I'm a part of a church in Mexico, Casa de Gloria. Eu sunt partea unei biserici din Mexic numită Casa de Gloria. În care atât bogații cât și săracii se închină lui Dumnezeu în aceeași clădire. Because Datorită faptului că au ceva în comun. Jesus. Pe Isus Hristos. Aș vrea totuși uh, să ne spui puțin uh, cum uh, s-a finalizat întâlnirea ta cu acei trei soldați și apoi despre minunile pe care le-ai trăit în Mexic. Bărbații aceia m-au dus în camera lor să mă rog to pray with me. să se roage împreună cu mine, de fapt. And we spent some time praying together. Am stat câtva timp acolo și ne-am rugat They were very young in, in the Lord too. They hadn't been Christians very long. Oamenii aceia, de fapt, nu-L cunoscuseră de mult pe Domnul, erau tineri în credință. So they really didn't know what to do with me. Așa că n-au prea știu ce să facă cu mine. So they gave me a Bible. Mi-au dat o Biblie. And I went back to my room. Și m-am dus în camera mea. And I spent three days in my room. Și am petrecut trei zile în camera mea. Praying. Rugându-mă. And basically just crying out to God. Și de fapt strigând către Dumnezeu, cerându-i ajutorul. Pentru că nu simțisem că s-a schimbat și s-a întâmplat ceva în viața mea. Vedeți, știam Evanghelia. Am auzit că Domnul isus mântuiește. But now I was like a dying man dar acum mă simțeam ca un om pe moarte. I needed God to come and do something in me to change me. Aveam nevoie ca Dumnezeu să vină și să facă ceva în mine. I didn't know I was crying out for transformation, but that's what I was crying out for. Nu știam că eu de fapt strig după a fi transformat, dar de fapt asta era strigătul vieții mele. I remember some of my prayers. I was saying, Jesus, I can't live this life și mi-amintesc câteva din rugăciunile pe care le-am spus în acea zi și spuneam, Iisuse, nu mai pot să trăiesc așa. It's for live E ușor pentru mine să trăiesc în păcat. Nu știu cum să trăiesc această viață de creștin. Trebuie să faci ceva în mine, Doamne. Ceva pe care eu nu pot să-l fac singur. Și mi-amintesc că strigam asta către Hristos. And spent three days remembering my sins și timp de trei zile n-am făcut altceva decât să mi amintesc păcatele, să le mărturisesc Domnului Isus. Then it was Christmas Day 1974. Și apoi a venit ziua de Crăciun 1974. Eram foarte obosit, nu dormisem în astea trei zile mai nimic, nu prea mâncasem nimic. N-am plecat din cameră deloc. And I remember turning on the television. Și mă amintesc că în acea dimineață am pornit televizorul. I, I was alone and on the on the German TV a scripture came up on the television. Eram singur în cameră și pe uh, ecranul televizorului era un verset în limba germană. It was a scripture out of the Gospel of Matthew. Era un verset care era din Evanghelia după Matei. And it was right after the birth of Christ. Euh Imediat după nașterea domnului Isus Hristos. It was Matthew 1:21. Matei 1 cu 21. And they showed a picture of a man with a woman on a donkey, you know, the the typical Joseph Mary uh scene. Arătau pe ecranul televizorului o poză cu Iosef și cu Maria și uh, mergând pe acel măgăruș. And this scripture in Matthew 1:21 it said and she will bear a son. Și versetul spunea: "Ia naște un fiu." și îi vei pune numele Isus. For it is he who will save his people from their sins. Pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. And when I saw that scripture, și când am văzut acel verset, I didn't really know what to call what was going on in my life. N-am știut cum să numesc ce se întâmplă în viața mea. But I cried out. Dar am strigat. And I said Jesus. Și am zis Isuse. This is what I want. Asta e ceea ce am nevoie. And forgive my sins. Vin în viața mea și iartă în păcatele. moment. Și exact în acel moment. I felt a transformation come over my life. Am simțit o transformare că mi-a cuprins întreaga ființă. I don't know how to describe it except I know God did something in me. Nu știu cum să o explic, dar știu că Dumnezeu a făcut ceva în mine. It was so real. I thought he changed the way I looked on the outside. A fost atât de real încât am crezut că mi-a schimbat fața și că arătam altfel. Because after three days I grabbed my jacket and went out the door. După aceste trei zile mi-am luat uh, Hai năsiam ieșit afară pe ușă. I had to tell somebody what had happened to me. Trebuia să uh, spun cuiva că s-a întâmplat ceva cu mine. And I would tell them something has changed in my life. Și le spuneam colegilor, uite s-a întâmplat ceva cu mine, s-a schimbat ceva. I didn't understand it. Nu înțelegeam ce. But? Dar, uh, later on, mai târziu, I read another scripture. Am citit un alt verset. And it was in Cor Corinthians. Și se găsește în 2 Corinteni. 2 Corinthians chapter 5. Cinci, uh, I believe it was verse 17. Yes. 17. It says, Therefore, if any man is in Christ, dacă este în Christos, he is a new creature. Este o nouă. The old things passed away. Cele vechi -au dus. Behold, all things become new. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Cu acest verset întrerupem episodul de astăzi, stimați ascultători. Vom continua data viitoare cu invitatul nostru, Jeff Frederick. Am discutat puțin despre misiunea lui în Mexic, am discutat în special despre transformarea vieții lui, iar data viitoare ne vom focaliza pe misiunea lui în Mexic. S-au întâmplat minuni acolo. Vom discuta. Fiți și data viitoare împreună cu noi la Vieți Transformate. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.